Benzina s-a scumpit din nou, atingând cel mai mare preț de la începutul anului și reducând diferența de preț dintre acest carburant și motorină. Potrivit Peco Online, prețul mediu pentru un litru de benzină standard era ieri 6,69 de lei. Ultima dată când benzina a fost acest preț a fost pe data de 6 decembrie 2022. În acea lună s-a înregistrat și minimul ultimelor 12 luni, 6,02 lei pe litru în ultimele zile ale anului. Benzina a pornit anul 2023 la nivelul de 6 lei și 38 de bani, după suspendarea compensării de 50 de bani la finalul anului trecut, iar de atunci prețul ei a crescut ușor, dar constant. Motorina standard a evoluat în sens opus, a pornit anul la 7 lei și 57 de bani pe litru și după un vârf de 7,77 de lei, la finalul lunii ianuarie a intrat pe scădere. Prețul mediu pentru un litru de motorină standard era ieri de 7,33 de lei. Astfel s-a redus și diferența dintre benzină și motorină. În prezent, diferența de preț dintre variantele standard ale benzinei și motorinei este de aproximativ 70 de bani. Anul trecut, diferența dintre prețul benzinei și motorinei creată în martie 2022 s-a apropiat și de 1 leu și 50 de bani. În ceea ce privește sortimentele premium, diferența dintre benzină și motorină s-a redus sub 60 de bani, relatează Digi24.ro.